Bun găsit tuturor! Bun venit la Transilvania la uh, raport. Nu ne-am văzut de ceva vreme. Împreună cu noi, Maria Forna, consilier județean PNL. Bine ai revenit, Maria. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Multe proiecte la voi, multe lucruri în discuție, în dezbatere. Angel Salini, ce ne spui despre Angel Salini? Am vorbit în urmă cu ceva timp, atunci când eram în pandemie, din câte mi-aduc aminte. Și iată că au și venit primii bani deja. Așa este. Recent, județului Cluj i-au fost alocați peste 1,2 miliarde de lei fonduri pentru 193 de proiecte depuse de Consiliul Județean, dar și de alte unități administrative teritoriale din județul Cluj. Este vorba despre aproape 700 de milioane de lei fonduri pentru reabilitarea și modernizarea drumurilor județene, și aproximativ 522 de milioane de lei fonduri pentru introducerea apei și canalizării. De asemenea, proiecte doar ale Consiliului Județean sunt 17 la număr, 13 proiecte legate de reabilitarea drumurilor și 4 proiecte pentru reabilitarea unor poduri. Oricum nu stăm rău la capitolul ăsta în Județul Cluj, mă refer la, la drumuri nu stăm rău, însă este adevărat că în decursul ultimilor ani foarte multe drumuri au intrat într un proces de reabilitare și modernizare, însă această modernizare trebuie efectuată periodic. Iată că acești bani vor ajunge pentru reabilitarea a peste 134 de kilometri de drumuri județene. Așa cum am spus, este vorba de 193 de proiecte la nivelul județului Cluj, iar cei 1,2 miliarde de, de lei sunt fonduri care, în mod cert, vor crește calitatea vieții cetățenilor județului Cluj și uh, vor oferi un trai european la noi acasă. Un lucru absolut în bucurător, putem spune asemenea că ne deplasăm mai bine, mai repede și Vorba aia. nu nu se mai plângă nimeni că se strică mașinile. Iată că un program național asumat de către coaliția de guvernare, din care și Partidul Național Liberal face parte, în speță programul național de investiții Angel Salini, pe care l-am demarat anul trecut și pe care l-am susținut pentru că, așa cum am spus și în edițiile trecute, acest program vine să dezvolte comunitățile rurale în mod special și aici mă refer la infrastructura rutieră și la cea de apă. Pentru că discutăm despre uh, niște nevoi uh, normale. normale, normale, pentru o viață normală de care toți cetățenii mm. trebuie să să beneficieze. Deci uh, a avea apă, canalizare și drumuri corespunzătoare nu mai trebuie să fie un lux, ci trebuie să să reprezinte o normalitate. Iar iată că Partidul Național Liberal asta face Investește în, în, în aceste segmente și în aceste sectoare deosebit de importante pentru Clujeni Maria și pentru Românii în general. Ați reușit cu acest program până la urmă. Aduc aminte că nu a fost dorit de foștii parteneri de guvernare, vorbim de USR Plus aici. Dar iată că s-a aprobat, se implementează, banii vin deși nimeni, nu neapărat nimeni, dar unii n-au crezut acest lucru și lucrurile se întâmplă pur și simplu Și aș vrea să mai subliniez încă un aspect foarte important faptul că uh, toate unitățile administrative teritoriale indiferent au de, proiecte. de uh, culoarea politică, politică. Uh, dacă au depus proiecte și proiectele au fost bine Uh, scrise și uh, uh, s au respectat toate condițiile legale, cu siguranță aceste proiecte au fost și uh, susținute financiar de către guvernul României, repet, indiferent de culoarea politică a administrat administrată de să spui că, până, la urma, la urme, fie USR bă, plus fie Asta vreau PNL. Să spun, toată lumea primește bani. inclusiv uh, cei care nu au fost de acord cu, cu acest proiect beneficiază acum, de... pentru că uh, noi ne-am gândit și Partidul Național Liberal uh, se gândește în primul rând la cetățeni. Nu ne gândim la uh, culoarea politică a primarilor, a președinților de Consilii Județene, ci ne gândim la binele și la confortul uh, de care trebuie să beneficieze cetățenii. Și din punctul meu de vedere acesta trebuie să fie un deziderat al oricărui om politic. Să facă abstracție de culoarea politică și să se gândească la binele cetățeanului. În fond, de aceea primim la alegerile locale, județene, naționale, votul cetățenilor pentru a le reprezenta interesele. Spunem, te rog, în ceea ce privește apa potabilă, canalizare și toate aceste lucruri, s-a pornit cu proiectele astea spre zona de munte, adică sunt localități din zona de munte, nu? Unde deja se face implementarea? Este adevărat, zilele trecute. Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin a semnat certificatul de urbanism pentru începerea uh, introducerii uh, apei în zona de munte. Este un proiect în valoare de uh, aproximativ 4 milioane de euro, cu TVA inclus. Într-o primă etapă vor intra uh, 5 UAT-uri, și aici mă refer la Mănăstireni, uh, râșca, uh, beliș sunt aproximativ 5 OAT-uri care vor beneficia în prima etapă de uh, aducțiune de apă din Hoedin spre zona de munte. Uh, este un proiect care, iată, uh, vine, bineînțeles, uh, să rezolve o problemă stringentă în uh, în zona de munte și anume lipsa apei potabile. Uh, mai ales că zona de munte este și o zonă turistică a județului Cluj. Uh, și până la urma, care este urme, frecventată nu doar în uh, timpul iernii, ci și în celelalte anotimpuri, este esențial să Și până la urmă noi vorbim despre o zonă din care chiar ne vine nouă apa potabilă, dacă vorbim de uh, Beli și așa mai departe, Beli sunt, și acele, râșca, râșca da. sunt acele lacuri de acumulare de acolo de unde regiau Automa, da. apă și canal. Da. Da. Este un proiect uh, al Consiliului Județean Cluj, bineînțeles, în parteneriat cu compania de apă Someș, care este o companie în subordinea instituției județene și uh, sunt convinsă că în perioada imediat următoare uh, vor începe efectiv lucrările. Lucrările se vor executa chiar pe linia uh, drumului care leagă orașul Huedin de cele cinci comune. Astfel încât uh, sunt convinsă că în, în drumuri perioada... Drumuri județene și cu ocazia asta cred că se vor face reabilitări și la aceleși drumuri. Cu, si, cu, și... siguranță, uh, cu siguranță, cu siguranță. cu uh, siguranță. Maria, vreau să te mai întreb de un lucru. Uh, la fel, Aeroportul Internațional Cluj-Napoca este cumva în subordinea uh, Consiliului Județean Cluj. Uh, S-a vorbit, uh, acolo, mă rog, cei care... Uh, firma Goto uh, Parking uh, au cerut uh, din nou uh, mărirea... Uh, Taxei de parcare pe oră la uh, aeroport. Se susține în aceste zile. Am văzut că uh, a fost o discuție între aeroport și uh, Consiliul Județean și uh, câțiva consilieri. Până la urma urmei, uh, acest proiect s-a depus un. Uh, da, am avut un proiect un pe proiect ordinea de, de zi, zi. Uh, în ședința de săptămâna trecută al Consiliului Județean. Nu s-a care... discutat și da. odată și acum a doua oară. Deci firma Goto, practic, a solicitat Consiliului Județean Cluj permisiunea de a mări abonamentele actuale pentru zona de parcare în incinta Aeroportului Internațional Cluj. S-a dezbătut acest subiect în cadrul ședinței Consiliului Județean Cluj și s-a luat decizia de a se fundamenta mai mult subiectul și de a se amâna pentru o ședință care va avea loc la sfârșitul acestei luni Într-adevăr, cei de la firma Goto au invocat faptul că doi ani de zile a fost pandemie iar din cauza traficului aerian redus, firma a avut de suferit Dar mă gândesc că ca, ca orice altă firmă, până la urmă, statul român a ajutat mult firmele din România, au fost o felul de granturi, cred că le-au primit și ei. Bine, asta rămâne să vedeți voi în Consiliul Județean acolo, la următoarea dată. Vreau să te întreb de audiență. Am văzut că se fac audiențe în județ, adică pleacă președintele Consiliului Județean al Intișe cu uh, uh, consilierii care doresc să-l însoțească, ajung în județ la uh, cetățeni. Unde ați fost? Unde mai mergeți? Și uh, cum sunteți primiți? Practic, acest program de audiențe în teritoriu a domnului președinte Alintișe este un program care a fost început în mandatele trecute. Domnia sa, împreună cu consilierii județeni și cu directorii serviciilor de deconcentrate, s-au deplasat în comunele, nu numai în comune, ci și în orașul Coedin și în municipiile județului Cluj pentru a sta de vorbă direct cu, cu cetățenii. Aceste întâlniri sunt organizate de către, în, în parteneriat cu primăriile și, bineînțeles, că se creează cadrul în care cetățenii pot veni să adreseze întrebări atât președintelui Consiliului Județean, cât și consilierilor județeni, dar și direct, directorilor care gestionează instituțiile, situații, instituțiile. Insti, inclusiv instituțiile din subordinea Consiliului Județean Cluj. Mă refer aici la direcția de drumuri, la compania de apă SOME și așa mai departe. Ce probleme ridică în mod frecvent oamenii? Prima întâlnire din acest an a avut loc săptămâna trecută în comuna Palatca. Joi urmează să avem o întâlnire în comuna Sândulești. În Comuna Palatca, uh, problemele ridicate de cetățeni uh, au vizat drumurile uh, județene, dar și uh, proiecte treabă. legate de uh, introducerea apei și a canalizării. Oricum, foarte multe proiecte sunt într-un stadiu uh, avansat de derulare sau urmează ca în perioada următoare să se deruleze. Uh, Asta e esențialul pe care și-l doresc. Altceva? Nu altceva? Prea... Doar în, în, mod, în mod normal, doar aspecte care țin de infrastructura de transport și cea legată de apă, dar nu sunt neapărat probleme care uh, nu se pot rezolva, ci, așa cum am spus, sunt uh, proiecte aflate în derulare, inclusiv la întâlnirea de la Palat ca cetățenii au apreciat faptul că un drum comunal a trecut recent. Uh, în proprietatea Consiliului Județean Cluj și va fi transformat în. mă rog, este deja transformat în, în drum județean. La fel și la Sândulești. Sânduleștiul va beneficia prin programul Anghier Salini. Este o porțiune care de drum județean din apropierea. Mă rog, Important este că sunt cheile turzei acolo, e foarte aproape de și da. zona unde cu siguranță nu ajung doar ci și cei care vin în zona cheilor turzi. Practic, programul acesta de audiență este un mijloc mai apropiabil de a, de a fi alături de, de cetățeni, nu doar în campaniile electorale, pentru că știți că, din păcate, cetățenii în campaniile electorale invocă de multe ori faptul că cetățenii nu, uh, nu participă la, la discuții da. și în afara campaniilor electorale, iar această formă de uh, deplasare și de a susține audiențe, uh, cred că este extrem de oportună, astfel încât să avem un feedback uh, de la cât mai mulți cetățeni și de a fi aproape de, de nevoile lor. E foarte important. Uh, mulțumim tare mult uh, că ai venit și drag la, la noi și dacă eu o să ne vedem curând când o să mai fie lucruri noi de, de spus, noi le vom transmite mai departe celor care ne privesc, care ne urmăresc Transilvania la raport, Cluj Live pagina de Transilvania aici ne găsiți pe noi în permanență ne puteți citi în fiecare zi rămâneți cu noi